Laura Ngherma, te-am prins. Cu tine aș vrea să vorbesc în mod special despre comedia românească. Există, nu există, mai există, cum există? Înainte să vin, chiar mă gândeam cum ar fi să facem schimb de scaune și să întreb, Irina, ce se întâmplă cu comedia românească? Tu știi foarte bine film, poate cel mai bine dintre noi, sigur cel mai bine dintre mulți dintre noi. Și ești mulțumită de ceea ce se întâmplă cu comedia românească? De ceea ce se întâmplă, să zicem, în ultimii ani, pentru că noi am avut, nu-i așa, dacă e să o luăm de la plebicist, de la mari actori de comedie, de după război, chiar și până Bilic, în război. Da. Foarte mulți actori mari s-au lansat în comedie și au fost actori de comedie dedicați, ceea ce nu mai avem. Apoi au existat, nu-i așa, perioada anilor 70 cu cover-urile, să le zic, după comedia muzicală, în care iar s-au lansat mari actori, Iurie Darie, Demrădulescu, Stella, Tamara. Margareta, care era oricum cât trebuie. Margareta. Corina chiar a jucat film. Dacă întreb pe cineva, comedia românească înseamnă Neamărit Miliardar? Așa, care a avut numărul cel mai mare de spectatori. Atunci, și făcut de un regizor care nu era specializat în comedie, dar a fost suficient de abil ca să-și ia cei mai grozavi actori. Și asta? Da. Și trilogia lui Mircea Drăgan. Da. Care Mircea Drăgan tot timpul a secondat pe maestru Nicolaescu și voia să facă și el. BD-uri. Exact, vorbim despre BD-uri. Perioada de după 90 ne-a prins pe picior de comedie. Toată lumea făcea comedie. Șobolanii Roșii, Miss Litoral, A doua cădere a Constantinopolului. Da, bine, diferențele sunt foarte mari între ele. Adică Șobolanii Roșii le-aș revedea oricând, pentru că era un film foarte intens și total neașteptat de un regizor care nu era regizor, de fapt, dar care cunoștea foarte bine lumea cinematografică din interior și care tot așa a știut să folosească niște actori colosale acolo și care, de fapt, e o comedie, nu știu dacă se zic neapărat o comedie neagră, cred că e o comedie roșie, apropo roșie, de Șobolanii Roșii și de perioada la care se referă. Da. Desigur, ne putem referi și la Balanța, ca la o comedie. Dar am început cu comedie, apoi ceva s-a întâmplat. A existat Nae Caranfil, care a fost într-o minoritate absolută, inclusiv cu Filantropica, în continuare rămânând așa printre primele. Chiar voiam să amintesc despre asta. Undeva în 2010 am văzut o statistică pe site-ul CNC-ului cu box office-ul românesc în România. Așa. Pe primul loc detașat era Garcia și Oltenii, o nouă comedie. Nu facem judecăți de valoare neapărat. Da, dar care a fost însoțită de inteligența colosală a lui Sârbu de a duce filmul în toată... Exact. Sigur, da. Nu. Nu numai atâta, dar faptul că a făcut Caravanele. El a fost primul cu ideea cu Caravanele, că după aia le-au preluat diversi, dar aia a fost prima. Și care a fost văzută... Care tot, de fapt, și comediestul nostru e tot un fel de caravană, că practic ducem Bucureștiul în toate colțurile țării, nu? Iar unde pe locul 2, chiar dacă la mare distanță, era Filantropica. Filantropica, care, desigur, o comedie de foarte bună calitate de până în 2010. Din nou, liniște... spartă doar de concernul despre care vorbeam mai devreme, care face comedii de Crăciun, ho-ho-ho, care face mai departe, producătorii de acolo fac mai departe selfie, fac Minte-mă frumos, fac serii Pupo-mă, toți se trag din această mare. Dar am putea să le numărăm pe degete. Da. Aș putea spune și că s-au sunt terminat. Categorii total diferite de comedie, adică, da. Cu siguranță. Am vorbit doar despre comedie, fără să spun ce... E adevărat, șabloanele în comedie sunt foarte importante, pentru că de moment ce ai făcut una și a avut succes de public, e o faci tentația și pe a doua, mare să mergi mai departe, ca la și serial. Vin și alții și spun, ia uite, merge bine, hai să facem și noi cu șablonul ăsta, culminând cu lovitura de beach, ca să-i spun așa, Miami Beach, care a arătat în cinematografe, deși în plină pandemie, că poate să se ia la piept box office cu marii producători. Și care deja are o continuare din același motiv. Și care deja, uite, n-am știut. Uite, vezi, asta e. Felicitări și lor. Da. Așa.
Toamna asta chiar au fost două comedii în cinema. Comedia lui Strunilă, care este... Au fost chiar trei comedii, aș zice. Zăpadă, Ce-ai dragoste? Da, și Popă-mă. Și exact, deci trei. Trei comedii. Da, trei deci comedii. Comedia românească este ceea ce va diferite. Să vină. Da. Strunilă, de fapt, era o comedie preluată în peste 20 de țări, deci un text care a fost preluat, care a fost și piesă de teatru și așa, și care a fost preluat în foarte multe țări și care, din nou, a fost făcut chiar în, făcut chiar în perioada de pandemie, când toată lumea își dorea enorm să joace și când toată lumea parcă a put-o mai cu poftă ca niciodată și când e o comedie făcută cu foarte puțin bani, adică e o comedie independentă și care a funcționat și care foarte repede a fost luată deja pe streaming-uri, ceea ce se cheamă, deci a fost luată deja online, ceea ce spune foarte mult despre asta. Asta ar fi fost al doilea subiect pe care l-aș fi vrut ridicat la fileu. Comediile sunt independente, în cea mai mare parte a lor. Sunt producători independenți. Nu fac parte din strategia Consiliului de a dezvolta filmul românesc. Pentru că se iau mai puține premii cu comedia. Asta se iau mai puține premii. Și atunci lumea se ferește de ele, pentru că ei spun, domne, trebuie să iau un premiu, că în felul ăsta o să am un punctaj mai mare și deci pot să mai fac și filmul următor. Și eu chiar de curând am ajuns la următoarea concluzie, că atunci când facem școala, da, facem 12 clase și putem să luăm un premiu în toate aceste 12 clase. Da, premiul întâi, 2, 3, da? Corect. Când am ajuns la facultate, s-a terminat cu premiile. Deci eu cred că ar trebui să depășim perioada asta de adolescență și să nu ne mai pese atât de mult de premii. Știu, am înțeles, e o chestie de punctaj, dar dacă am judeca așa lucrurile, poate am deveni mai înțelept și am face mai multe comedii. Trebuie să existe punctaj, desigur. Da. Am uitat, pe nedrept, avem un maestru al comediei românești, Geo Saizescu, în perioada dinainte, și avem un maestru al comediei românești de după 90, care este Jesus del Cerro. Da, exact, da. Marile comedii le-a făcut el. Care n-aș zice că e chiar român, dar în sfârșit, așa, dar de care a făcut cele mai mari comedii românești, așa e, da. Exact. Și care sunt și sentimentale, marea majoritate. Și cred că acolo a avut. Da, să știi că la comedie nu putem să le excludem, chiar dacă a cerut azil politic la un moment dat, pe extraordinarul Radu Mihăilean. Cu siguranță. Și acolo din nou ne ducem mult mai sus. Și apropo de premii, inclusiv până la Cezarul și nu numai. Și de satiră, exact. De cea mai înaltă calitate. Da, de cea mai fină. Că și acolo este tot este inclusiv o comedie politică. Exact ceea ce avem și noi de data asta cu filmul pe care l-am ales între cele 10. Există un românesc care are un titlu străinez, îi zice Berliner, dar mi se pare foarte izbutită ideea, mai ales că merge pe o continuitate. El a mai făcut un film care se chema Morgan. Și știi că e tendința asta a regizorului român să pună și titluri de genul ăsta când mergi la mall să-ți cumperi bilet, să nu zici, a, e film românesc. Nu, că există, din păcate, în continuare. Așa cum și pe vremuri ziceam, a, ciocolată românească, nu, totuși aș prefera una elvețiană sau belgiană, știi? Deci. Ideea interesantă la Morgan a fost exact că, printr-un termen străin, s-a referit la un stil românesc. Când facem asta? Mâine. Exact, da, mâine. Da. Hai că trebuie să plec, trebuie să trec mâine, mâine, așteaptă. Da, mâine. Un mâine descoperit, de fapt, de irlandezi și americani prin peripile vântului și mâine e o zi, nu? Așa încât a venit la noi, a venit ca de obicei mult mai târziu și dacă am renunțat la acest să lăsăm pe mâine sau îngrășarea porcului că toți suntem în ajun de Crăciun, cred că nu ar strica să ne facem treaba nu al ultimă minută. Da. Crezi ca și mine că comedia românească is yet to come? Se văd zorii unor comedii pentru de bună că am văzut, calitate? Am văzut, de exemplu, în momentul ăsta sunt niște podcasturi care funcționează ca atare. E un stand-up, nu mă refer la cele foarte vulgare, cu care eu nu voi funcționa niciodată, asta e clar. Știu că încremenesc în primul moment, nici nu mai mișc așa. Eventual, dacă nu sunt singur, mă întreabă cineva, sigur te simți bine?
Deci am încremenirea aia totală, așa. Și ca în Hibernatus, că tot am vorbit de Funes, azi de la un cap la altul, ceea ce mi se pare foarte frumos să ne amintim de el, că ne-a făcut viața mai frumoasă și în anii 60 și în anii 70 și acum pe pandemie, când foarte multe posturi au dat filme. Tocmai în ideea de a ne destinde, de altfel el așa și a apărut ca personaj principal în cele din urmă. Deci, da, cred că da, pentru că există inclusiv spectacole online sau pastile, știu, nu trebuie să vorbim de medicamente, am înțeles, bun. Așa, care un vaccin de umor care nu strică de fiecare dată și care cred că e un prim pas, adică deja e, cum spui tu, vaccinul ideal ca să depășim momentul ăsta îngrozitor de dramatic și în cinema, mă refer acum, adică doar scenarii de tipul ăsta, și să trecem mai încolo cu zâmbetul pe buze, dar cu un zâmbet, nu un zâmbet forțat, nu un zâmbet prea larg, adică nu o rânjeală, dacă se poate, ci cel mai desin și cu cea mai mare bucurie și la care realmente să râzi cu, din tot sufletul așa și să se audă când râzi. Vor exista actori de comedie specializați în comedie? Ar ca fi în anii bine 50, să 60. Se specializeze, dar ei aveau tot așa, exista o pârghie. Pârghia asta se chema Noaptea de Reveion, când aproape toți aveau sketch-urile astea care erau puțin mai scăpate de sub cenzură și prin inteligența celor care scriau textele cu pricina și pe care toată lumea le aștepta cu nerăbdare și care deveniseră musafirii noștri permanenți, chiar dacă noi am tratat niciodată cu o felie de cozonac. Deci să fim foarte atenți la Revelionul de anul acesta, că poate... Poate s-o întâmpla. Cu siguranță cu ei vor fi, da, viitoarele vedete, știe, în filmele asta de comedie. Este, pentru că absolut toți cei la care ne referim acum și care erau vedete în anii 60-70 de comedie, ei așa se făceau cunoscuți publicului, nu toată lumea ajungea la teatru, nu erau teatre peste tot, nu exista online-ul ca să-i poți vedea, nu jucau în prima fază în cinema, ci erau luați în cinema după ce își asigurau o anumită notorietate. Sigur, dovadă, Neamărin miliardar. Neamărin exact. Exista foarte... Da, exista, da. Deși dacă stai să iei toate replicile de acolo... O să încerc să fiu mai puțin rea, că suntem în postul Crăciunului. Îți mulțumim mult și vă așteptăm în fața televizorului. Mulțumesc și eu.